Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de vreme instabilă, valabilă până la ora 23. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Și mâine se așteaptă ploi în întreaga țară. La Briceni și la Soroca vor fi 24 de grade, iar la Bălți și Orhei 25. La Tiraspol și la Leova termometrele vor arăta 27 de grade, iar la Comrat și Cahul 29. În capitală mâine sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Ziua se vor înregistra 26 de grade, iar noaptea 17. În următoarele zile, termometrele vor arăta până la 32 de grade ziua și între 15 și 19 grade Celsius noaptea. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi senin. La Madrid sunt anunțate 36 de grade, iar la Paris și la Roma 31. La Londra, termometrele vor indica 29 de grade, iar la Berlin cu 2 mai puțin. La Viena și la Belgrad se vor înregistra 23 de grade, la Varșovia 24, iar la Budapesta 25. În capitala Cehiei se așteaptă 20 de grade și ploi. La București și la Atena nu vor fi mai mult de 28 de grade. La Kiev, Moscova și Ankara, maxima va fi de 26 de grade.